În aceeași zi, într-un club din capitală a fost organizat un concert de caritate cu scopul de a o ajuta pe Laura, o fetiță care are nevoie de ajutorul nostru. Ce vedete au venit să o susțină pe micuță, dar și ce piese au interpretat aceștia, vedeți imediat! Pe data de 1 iunie, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Internațională a Copiilor și este dedicată în special pentru toți picii, dar și pentru cei care se simt în suflet copii. În prima zi de vară au fost organizate mai multe concerte, evenimente, distracții pentru copiii care au vrut să petreacă timpul frumos. Pe lângă multitudine de festivități și concursuri dedicate copiilor, într-un club din capitală a fost organizat un eveniment de caritate cu participarea vedetelor autohtone. Concertul a avut drept scop de a o ajuta pe Laura, o fetiță care are nevoie de 8.000 de euro pentru a fi diagnosticată și tratată peste hotarele țării. După 5 ani a fost hrănită și reînătrită. Sunt mincinte de care s-a întâlnit. Scopul mămicii este într-adevăr ca orice mamă să fie puternică, să poată învinge această boală. Pentru asta are nevoie de diagnosticare corectă, iar diagnosticarea o face doar în Turcia, la o clinică privată, acolo unde imediat după diagnosticare va fi și tratamentul. Două dintre organizatoarele evenimentului, printre care se numără și cântăreața Ala Zasmenko, spun că le-a sensibilizat nespus de mult cazul Laurei și au hotărât să o ajute. Deci priveam un post de televiziune și când era publicitatea, a fost un anunț, o fetiță are nevoie de mulți bani pentru a-i face o operație peste hotare și uite că le-am sunat-o pe Natalia Colesnic, Ala Zasmenko și Elena Răzvan și le-am propus să organizăm un eveniment de caritate pentru a susține această fetiță. Și cât de ușor sau greu sau ce obstacole ați întâmpinat în organizarea evenimentului? Organizarea evenimentului a durat o lună. Noi am pus inițial o dată, apoi am amânat altă dată, apoi iarăși au apărut ceva circumstanțe și iarăși am amânat altă dată și uite că am hotărât să facem pe 1 iunie, de ziua copiilor. Nu știu, ni s-a reușit evenimentul sau nu, eu cred că banii care i-am adunat pentru Laura îi vor ajuta foarte mult și noi am venit astăzi aici în primul rând ca să o susținem moral. Și apoi financiar, desigur, nu fără asta. Da, sigur, una avea o idee, alta avea altă idee, dar am ajuns la un numitor comun, adică n-am avut divergențe sau nu știu ce, dar am ajuns la o concluzie că, uite, facem așa, facem invers și tot așa mai departe. Însă cam toate eram la aceeași idee. Aveam cam aceleași idei toate patru. Atunci când organizați astfel de evenimente de caritate, căci nu ești la primul, pe ce criteriu cel mai tare te bazezi? Adică sunt foarte multe astfel de probleme, anume pe care ți-atrage atenția cel mai tare? Mă deranjează cel mai mult copiii cu dezabilități. În primul rând, atrag atenția la copiii mici, copiii până la 15 ani. Copiii care au o boală foarte grea, copiii care au nevoie urgent de bani și eu consider că dacă fiecare din noi ar dona cel puțin, cum a fost intrarea astăzi, 70 de lei, pentru noi 70 de lei nu înseamnă nimic. Însă mână de la mână, 70 cu 70 cu 70, se adună o sumă foarte și foarte mare, care poate salva viața unui copil. Nu au rămas indiferenți la tragedia familiei și alți câțiva interpreți din Republica Moldova, precum Anișoara Dabija, Serge Cuzencov, Mariana Șura și alții. Ei spun că au acceptat cu mare drag invitația de a participa la acest concert de caritate. Este adevărat, am avut multe spectacole, dar deoarece sunt un om cu un suflet mare, n-am putut să rămân indiferentă de acest caz și am venit cu cea mai mare plăcere să cânt, să o ajut puțin, cu puținul bănuț pe care l-am adus astăzi pentru această fetiță și vreau să îndemn toată lumea, chiar și cei care ne privesc, cei care aveți posibilitate, oricând să ajutați pe cei care sunt mai triști ca noi, copii bolnavi, bătrâni, nu contează, oameni care mai au poate unica șansă în viață să mai trăiască o lună, o săptămână, un an, trebuie să ajutăm. Deci din puținul care l-am, mereu încerc să dau și pentru ceilalți. Din toată inima și nu poate să-mi fie greu atunci când vine vorba de copilaș sau de suferința celui de lângă tine.
cu mare drag întotdeauna accept aceste invitații, pentru că nu se știe ce ni se poate întâmpla nouă mâine și dacă știi să faci un bine, cu siguranță, atunci când ajungi la un necaz, ești ajutat. Și cred că oricine care are inimă de mamă vine să aducă un lucru bun pentru această fetiță și mi se rupe inima că aceste sufletele mici trebuie să sufere atât de mult. Atunci când planifici ceva, cel puțin despre mine vorbesc, știu deja ora exactă sau concertele în care fizic voi reuși să ajung, astfel încât dacă ajung la o înțelegere, sunt foarte și foarte responsabil de fiecare dată și dacă am fixat ceva, bătut în cuie rămâne. Vedetele au selectat cele mai frumoase melodii pentru a încânta publicul. Cred că am să cânt piesa pentru Evelina, pentru că este dedicată fetiței mele și pentru că astăzi este ziua copiilor. Poate prin sală aici este vreo Evelina și o să-i fac o dedicație muzicală. Cele mai frumoase piese din sufletul meu, care sunt un copil, e un copăcel și am un băiat ca o floare, care sigur descrie copilărie, descrie dragostea față de copii. Cântat melodia despre mamă, melodie de suflet, și voi cânta o piesă mai lentă de Celine Dion. A fost o piesă pe care o știe toată lumea, e 1 iunie astăzi, o sărbătoare dublă, cum ziceam mai devreme, e și Ziua Internațională a Copiilor și prima zi de vară, astfel încât noi vara nu dormim, a început sezonul estival, am cântat împreună, am dansat împreună, a fost un imn al verii care urmează să fie. Cei intervievați spun că ideea de a se organiza astfel de evenimente în susținerea celor mai triști ca noi sunt binevenite și că merg de fiecare dată cu o deosebită plăcere. Ideea este foarte bună, doar că aceste idei trebuie susținute foarte bine de la început până la sfârșit ca acest eveniment să aibă un rezultat bun. Deci un rezultat, vorbesc despre rezultatul final, ca să se adune suma respectivă de bani, pentru că astăzi noi ne-am adunat ca să cântăm, ca să facem o dispoziție bună tuturor celor prezenți și în același timp să contribuim financiar pentru tratamentul acestei fetițe, Laura, care speră și ea să se facă bine. Deci cam asta este, se organizează multe astfel de spectacole, dar cred că este mai important să fie organizate la un nivel și mai serios, să fie implicate mai multe televiziuni, mai multe posturi radio. Chiar vreau să sugerez o idee, că să fie un proiect pentru posturile radio, pentru posturile TV, totuși să se implice pe parcursul anului, hai să zicem, minimum fiecare post la 10 sau 15 acte de caritate sau nu știu, poate și se implică, dar poate noi nu suntem prezenți. În orice caz, să știți că media joacă un rol foarte important în organizarea astfel de concerte și la adunarea acestor bani de care are nevoie Laura, știți? Și de aceea eu zic că trebuie să ne adunăm cu toții toate puterile și fiecare, puțin cu puțin, să contribuim ca să-i facem pe ăștia mai triști ca noi, mai fericiți și mai bucuroși. Uite, aici avem multe de învățat. Eu mă uit că fetele astea, Lilia și Elena, ele se străduiesc atât de mult și regret că nu este mai multă lume. De asta eu zic, poate e prea puțin mediatizat și din toată inima îi rog pe spectatorii noștri, pentru că sunt artiști, pentru că sunt spectacole, e frumos și îmbină utilul cu plăcutul și rugăm din toată inima să fie receptivi telespectatorii și să ne vină la asemenea spectacole ca să putem ajuta acești copilași. Știi, mie îmi pare foarte rău că lumea uneori nu este receptivă la așa evenimente, pentru că chiar
aceste persoane au nevoie de noi și eu am spus așa, oricând va fi nevoie, eu sunt acolo binevenită, voi cânta pentru așa persoane dragi și voi organiza cu mare drag pentru persoanele care au nevoie de aceste evenimente. Da, sunt multe concerte. Bine, sunt tot felul de concerte de caritate, sunt diferite. Ceea ce îmi place mie este că sunt concerte în care este luat în considerație un anumit caz și se străduie să se ajute anume, să se contribuie la acest caz. Adică eu cred mai mult în astfel de concerte, pentru că atunci când vorbești la general, hai să ajutăm copiii, hai să ajutăm oricum. Da, eu susțin cu ambele mâini treaba asta, dar atunci când e vorba despre, nu vreau să fiu acum răutăcios, încerci să strângi bani ca să ajuți un orfelinat, transmiți banii administrației de pe acolo, după aia o jumătate de sumă de bani dispare, nu mai știi ce se întâmplă cu ei. Mi se pare un pic voalată treaba asta. Adică e ok să fie cazuri concrete în care cei prezenți în concert să încerce într-adevăr să ajute și să fie cât mai transparentă treaba asta. Cât mai multă transparență. Dacă mă întrebi acum de ce aș vrea să fie cât mai bine la ce capitol să se lucreze mai bine, la capitolul transparență de fiecare dată. Chiar dacă la concert au fost invitați mai mulți interpreți autohtoni, jumătate dintre ei nu s-au prezentat, motivând diferit lipsa lor. Interpreții au fost receptivi, însă astăzi nu au putut fi prezenți toți, fiindcă sunt mai multe concerte organizate în această zi și mai mult de jumătate din interpreții au venit, însă ceilalți ne-au dat o explicație pentru acest lucru. Invitații serii de astăzi au fost de asemenea receptivi, însă cei care nu au putut veni au avut și motive temeinice, fie e 1 iunie și vor să stea cu copiii, fie au ceva evenimente și așa mai departe. După ce va colecta banii necesari, Laura va pleca în Turcia pentru a fi diagnosticată și pentru a primi tratamentul necesar care să o facă din nou fericită atât pe ea cât și pe mămica acesteia. Noi vă mulțumim foarte mult că ați găsit timp, ați găsit posibilitate pentru acest caz.